Bun găsit! Odată cu introducerea stării de urgență în țară, Comisia pentru Situații Excepționale va avea mai multe împuternicire. Astfel, CSIS se va ocupa de instituirea unui regim special de achiziționare a gazelor naturale într-un termen cât mai scurt posibil, dar și de alocarea banilor în acest scop. Comisia i-ar putea obliga pe furnizorii și distribuitorii de agent termic să cumpere gaz natural și să-l repartizeze pe întreg teritoriul țării, iar pe consumatori să reducă consumul de resurse energetice. Totodată, CSIS este responsabilă de organizarea unor acțiuni rapide pentru a asigura țara cu gaz natural, inclusiv prin derogare de la prevederile legale. Comisia ar mai putea pune în aplicare unele instrumente rapide de colectare a plăților la gaz și să acționeze în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor insuficienței de gaze naturale. Comisia pentru Situații Excepționale va informa populația privind măsurile pe care le va întreprinde.